Sfântul Slăvitul și întru tot lăudatul Apostol și Evanghelist Ioan Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, era fiul lui Zevedei și al Salomei, care era fica lui Iosif, logodnicul Fecioarei Maria. Acesta a fost chemat de la mrejele pescărești la propăvăduirea Evangheliei. Când Hristos Domnul, umblând pe lângă Marea Galilei, își alegea din pescari apostoli și a chemat pe cei doi frați, pe Petru și pe Andrei, atunci a văzut și pe Iacob al lui Zevedei și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu zebedei, tatăl lor, legându-și merejele lor și i-a chemat la sine, iar ei, îndată lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după dânsul. La primirea sa, Ioan a fost numit de Hristos Domnul, fiul al tunetului, căci ca tunetul avea să se audă în toată lumea. Și umblat după bunul său învățător, urmând pașilor lui și învățând înțelepciunea care ieșea din gura lui. Și era foarte iubit de Hristos, Domnul său, pentru nerăutatea lui cea desăvârșită și pentru curăția fecioriei. Și l-a cinstit pe el Domnul între cei 12 apostoli ca pe un preales și era unul din cei trei mai de aproape ucenicii al lui Hristos, cărora le descoperea mai mult tainele sale cele dumnezeiești. Când a vrut să învie pe fica lui Iair, n-a lăsat pe niciunul să meargă după sine, fără numai pe Petru, pe Iacob și pe Ioan. Când în tabor a vrut să-și arate slava Dumnezeirii sale, a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan. Nici când se ruga în grădina nu era fără de Ioan, pentru că zicea ucenicilor, Ședeți aici, până ce mă voi duce acolo și mă voi ruga. Și luând sine pe Petru și pe cei doi fii al lui Zevedeu, a început a se întrista și a se mâhni. Pretutind de Ioan, ca un iubit ucenic al lui Hristos, a fost nedepărtat de dânsul, iar cum îl iubea pe el Hristos, era cunoscut de acolo că s-a culcat la pieptul lui. Căci, la cina cea de taină, Domnul le-a spus mai înainte că avea să fie vândut și se întreba ucenicii, nepricepându-se pentru cine grăiește. Atunci Ioan s-a culcat la pieptul iubitului învățător precum singur spune în Evanghelia sa. Iar la masă era rezemat la pieptul lui Isus unul dintre ucenicii lui pe care îl iubea Isus. Deci Simon Petru i-a făcut semn acestuia și i-a zis, întreabă cine este despre care se vorbește. Și căzând acela astfel la pieptul lui Isus, i-a zis, Doamne, cine este? O dragoste ca aceasta avea el pentru Hristos Domnul, încât putea fără de opreliște să se rezeme pe pieptul Domnului și să întrebe cu îndrăsneară despre taina aceea. Ioan avea către Domnul său dragoste mai multă decât alții pentru că, în vremea patimilor Domnului, toți, lăsând pe păstorul lor, au fugit. Numai el singur privea nedepărtat spre toate chinurile lui Hristos, pătimind cu inima împreună cu dânsul și plângând și tânguindu-se cu prea și prea nevinovata Fecioară Maria, Maica Domnului. Chiar și la cruce și la moarte, împreună cu dânsa nu s-a depărtat de cel ce a pătimit pentru noi, Fiul lui Dumnezeu. Și sub cruce s-a numit de dânsul Fiul al Preacuratei Fecioare Maria că și răstignit fiind domnul pe cruce, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei sale, Femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, Iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine și o avea pe ea la sine ca pe mama sa în toată cinstea și a slujit ei până la cinstita și slăvita ei adormire. Iar la adormire, ducându-se cinstitul și sfântul trup al Maicii lui Dumnezeu la mormânt, sfântul Ioan a adus înaintea patului ei stâlparea ce lucea ca o lumină pe care arhanghelul Gavril o adusese prea curate fecioare, spunându-i de mutarea ei de pe pământ la cer. Iar după adormirea prea sfinte născătoare de Dumnezeu, s-a dus cu cenicul său Prohor în Asia, unde căzuse lui sorțul, ca acolo să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Și mergând se mâhnea, pentru că vedea înainte ispitele cele de pe mare, pe care le și spusese ucenicului său Prohor. Și dacă intrară din Iope în corabie și începura merge, s-a ridicat o furtună mare în ceasul al 11-lea din zi și s-a spar corabia noaptea aceea și toți cei ce erau în corabie o notau prin valurile mării. Iar în ceasul a șaselea din zi, iar un mare vii pe toți la uscat, ca la cinci stadii de la Seleucia, numai singur Ioan a rămas în mare. Iar Prohor, plângând mult pentru el, s-a dus în Asia și, mergând 40 de zile, a sosit la un sat ce era lângă mare și s-a odihnit de o steneală. Și privea spre mare și se întrista pentru Ioan și, iată, din mare spumându-se un val, s-a trântit de mal cu sunetare și a dat afară pe Ioan viu. Deci a alergat prohor să vadă ce fel de om a aruncat marea și a aflat pe Ioan și l-a ridicat pe el de la pământ și cuprinzându-se în brațe, au plâns și au mulțumit lui Dumnezeu de toate. Așa a petrecut Sfântul Ioan 40 de zile și 40 de nopți, înotând în mare și cu darul lui Dumnezeu a rămas viu. Și au intrat în sat, au cerut pâine și apă și s-au întărit, iar apoi s-au dus în Efes. Intrând de -i împreună în cetate, i-a aflat pe ei o femeie pe nume Romana, însemnată și vestită până și la Roma pentru răutatea lucrurilor ei. Ea ținea baia cea de obște în cetatea aceea. Femeia aceea, prinzându-i pe ei, i-a pus să slujească în baie și îi chinuia rău. Însă cu meșteșugirea sa, i-a tras pe amândoi spre slujba sa, pe Ioan ca să aprindă focul, iar pe Prohor să toarne apă. Și au petrecut într-o nevoie ca aceea multă vreme. baia aceea era un demon, care în toți anii sugruma pe unul din cei ce se spăla în trânsa, tânăr sau tânără. Căci, atunci când s-a zidit baia și s-a săpat emelia, au fost îngropați acolo de vii un tânăr și o tânără după sfat idolesc și de atunci a început a se face mereu câte o ucidere ca aceea. Apoi s-a întâmplat în acea vreme de a intrat în baie un copil, anume Domnos, fiul lui Dioscorid, mai marele cetății. Pe când se spăla Domnos în baie, a năvălit asupra lui dracul și l-a sugrumat și plângere multă s-a făcut după dânsul. Și s-a auzit aceasta în toată cetatea Efesului. Dioscorid, înștiințându-se de aceasta, era în mare întristare încât a și murit de necaz iar Romana se ruga mult Artemidei ca să învieze pe Domnos și rugându-se își chinuia trupul său, dar n-a reușit nimic. Iar Ioan întrebând pe Prohor despre ceea ce se întâmpla, i-a văzut pe dâns și Romana vorbind și a apucat pe Ioan și a început al bate tare, mustrându-l și ocărându-l. Și aruncând pricina morții lui Domnus asupra lui Ioan, i-a zis, De nu vei învia pe Domnus, voi despărți sufletul tău de trup. Ioan, rugându-se, a înviat pe copil și s-a spăimântat duhul Romanei, zicând că sau Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu este el. Iar Ioan propăpăduia puterea lui Hristos și învăța să creadă într-un dânsul. Apoi am și pe Dioscorid. Și Dioscorid, Domnul și Romana, crezură în Hristos și se botezară. Deci a căzut frică peste tot poporul și se mirau de ceea ce se făcuse și unii ziceau de Ioan și de Prohor că sunt vrăjitori, iar alții ziceau că vrăjitorii nu învie morți. Deci a gonit Ioan Duhul cel Biclean din baie și petreceau amândoi în casa lui Dioscorid, întărind în credință pe cei nou luminați și învățându-i pe ei viața îmbunătățită. Într-o vreme se făcea prasnicul Artemidei în Efes și tot poporul sărbătorea îmbrăcat fiind în haine albe, dânțuind și jucând lângă capiște Artemidei. Iar aproape de capiște era idolul zeiței acelea. Suindu-se și Ioan la un loc înalt, a stat aproape de idol și mustra cu mare glas orbirea lor că nu știu cui se închină și că în locul lui Dumnezeu cinstesc pe diavol. Iar mulțimea s-a umplut de mânie pentru aceasta și a început a arunca cu pietre asupra lui Ioan. Dar nicio o piatră nu l-a lovit pe dânsul, ci întorcându-se, toate loveau pe cei ce le aruncau. Iar Ioan, întinzându-și mâinile în sus, a început a se ruga și îndată s-a făcut arșiță și zăduf mare pe pământ și au căzut din mulțime bărbați ca la 200 și au murit. Iar ceilalți, din frica cei cu prinsese, și-au venit în fire și se ruga lui Ioan ca să câștige milă, căci cu tremur și frică căzuse peste dânsii. Iar dacă s-a rugat Ioan către Dumnezeu, toți morții au înviat și toți au căzut la picioarele lui Ioan și crezând în Hristos s-au botezat. Și acolo, la un loc care se numea Tihi, a tămăduit Ioan pe un slăbonov care zăcea de 12 ani și care, sculându-se, a prea mărit pe Dumnezeu. Și multe alte semne împlinindu-se de Ioan și străbătând auzul minunilor tindeni și văzând diavolul cel ce se petrecea în capiște Artemidei și înțelegând care să se surpe de dânsul, a luat chip de ostaș asuprăși și, plângând cu amar, ședea la un loc anume. Iar cei ce treceau pe alăturea îl întrebau pe el de unde este și de ce plângea așa tare. Iar el zicea, eu sunt din cezarea Palestinei, mai mare peste temniță, și mi se dăduse mie să păzesc doi vrăjitori care veniseră de la Ierusalim, Prohor și Ioan, care erau osândiți la moarte pentru mulțimea lucrurilor rele ale lor, și dimineața era să fie cu amar pierduți, iar ei, cu vrăjile lor, au fugit din lanțuri și din temniță noaptea și am căzut eu în răspundere pentru ei, căci a voi să mă pierdă guvernatorul pe mine pentru dânsii, dar eu m-am rugat boierului să mă lase să mă duc să-i caut și aud că acei vrăjitori se află aici, dar n-am ajutor ca să-i prindă pe ei cineva. Acestea zicând, diavolul arăta o scrisoare de mărturie pentru aceea și arăta și o pungă mare de aur ca să o dea acelora care ar pierde pe niște vrăjitori ca aceea. Acestea, auzindu-le oarecare ostași, le era jale de dânsul și au pornit cu mulțime împotriva lui Ioan și a lui Prohor și, ducându-se în casa lui Dioscorid, îi ziceau, sau ne dai nouă pe vrăjitori, sau vom arde casa ta iar Dioscorit voia ca mai bine casa lui să o ardă decât să le dea lor pe Sfântul Ioan și pe Prohor. Dar știind Ioan cu duhul că tulburarea poporului o să iasă în bine, s-a dat pe sine și pe Prohor adunării. Aducându-i cu zgomot mulțimea, ajunseră la capiștea Artemidei și s-a rugat Ioan lui Dumnezeu încât a căzut îndată capiștea idolească, dar n-a vătămat niciun om și a zis apostolul către diavolul care ședea acolo. Ție zic, necuratule diavole, spune câți ani de când petreci aici și de-ai pornit tu pe poporul acesta asupra noastră. Iar dracul a zis, sunt 249 de ani de când petrec aici și eu am pornit pe poporul acesta asupra voastră. Iar i-a zis Ioan lui, ție sporuncesc -ți în numele lui Isus Nazarineanul să nu mai petreci în locul acesta. Și în data a ieșit diavolul și s-a spăimântat tot poporul și au crezut în Hristos. Încă s-au făcut și mai mari semne de Ioan și multă mulțime de oameni s-a întors la Domnul. În acea vreme, Domitian, cezarul romanilor, ar diga prigoanul mare asupra creștinilor. Ioan a fost părât de dânsul și, prinzându-le parcul Asiei, l-a trimis legal la Roma, la cezar, unde pentru mărturisirea lui Hristos, mai întâi l-au bătut, apoi l-au adăpat cu un pahar plin cu venin aducător de moarte. Dar el nu s-a vătămat de o travă după cuvântul lui Hristos și chiar ce va de moarte de vorbea, nu-i va vătăma. Atunci l-a aruncat într-o căldare cu un delem foarte fiert, dar și de acolo a ieșit nevătămat și strigau mulțimile, Mare este Dumnezeul creștinilor. Și cezarul ne îndrăznit să chinuie mai mult pe Ioan, pentru că îl socotea pe el fără de moarte, la o la surghiun în insula Patmos, precum și în vis a zis domnului Ioan. Ți se cade ție multe să pătimești și vei fi izgunit într-o insulă, care are mare trebuință de tine. Deci, luând o sta și pe Ioan și pe Prohor, i-a dus în corabie și începură a călători pe mare. Iar într-una din zile, călătorind ei, zură oameni împărătești la masă și s-au veselit, având mulțime de bucate și de băuturi. Dar unul din trânșii, tânăr fiind, jucându-se, a căzut din corabie în mare și s-a necat. Atunci veselia lor într-o plângere li s-a întors și bucuria în tânguire, pentru că nu puteau să ajute cu nimic celui căzut în adâncul mării, dar mai ales tatăl copilului aceluia, fiind acolo în corabie, se tânguia foarte și era cât pe ce să se arunce în mare de n-ar fi fost ținut de alții. Știind pe Ioan puternic însemne, cu deadinsul toți l-au rugat ca să-i ajute. Iar el a întrebat pe fiecare din și pe care Dumnezeu cinstește și zise ei unul pe Apollo, altul pe Zeus, altul pe Hercule, iar unii pe Asclepias, iar alții pe Artemida Efesului. Și a zis către dâns și Ioan, atâția zei aveți și nu pot să mântuiască un om din înnecare? Și a lăsat pe ei să fie în mâhnire până a doua zi. Iar a doua zi, în ceasul al treilea din zi, fiindu-i jale și lui Ioan pentru moartea tânărului, s-a rugat lui Dumnezeu cu lacrimi din destul și îndată s-a făcut fierbere în mare și, ridicându-se spre corabie un val, arunca pe tânăr viu înaintea picioarelor lui Ioan. Acest lucru toți văzându-l s-au spăimântat și s-au bucurat de tânărul cel întors de la nec, iar pe Ioan au început al cinsti foarte și au luat de pe dânsul lanțurile cu care era ferecat. Odată noaptea, în ceasul al cincelea, s-a făcut în mare o furtună grozavă și toți strigau, desnădășduindu se de viață, și când corabia era aproape să se sfărâme, au strigat către Ioan rugându-l să-i ajute și să roage pe Dumnezeul său ca să-i mântuiască din pierzarea aceea. Iar el, poruncindu-le lor să tacă, a început a se ruga și îndată a încetat furtuna și s-a făcut liniște numai decât. Altădată, când unul din ostași a fost cuprins de durerea pântecelui și era aproape să moară, apostolul l-a făcut sănătos. Apoi, la o vreme, când li s-a sfârșit apa din corabie și mulți au slăbit de sete, fiind aproape de moarte, Ioan a zis lui Prohor să umple vasele cu apă din mare și când vasele au fost pline, a zis, În numele lui Iisus Hristos scoateți și beți. Și scoțând au aflat apă dulce și bâns au rocorit și pentru aceasta toți s-au botezat și voiau să scoate pe Ioan din legături ca să meargă oriunde va vrea. Dar el îi sfătuia pe dâns să-l ducă la locul ce li s-a poruncit. Și ajungând în insula Patmos, au dat scrisoarea Igemonului. Iar Miron, socrul Igemonului, a luat pe Ioan și pe Prohor în casa sa. Miron avea un fiu mai mare anume Apolonid, iar acela avea în sine un drac iscoditor care îi spunea cele ce vor să fie. Și toți aveau pe Apolonid ca pe un proroc. Dar când a intrat Ioan în casa lui Miron, Apolonid s-a făcut îndată neștiut. El a fugit într-altă cetate, temându-se să nu izgonească Ioan din trânsul duhul cel iscoditor. Apoi, fiind caz în casa lui Miron pentru Apolonid, pentru că se făcuse neștiut, a venit o scrisoare de la dânsul la Miron, care îl înștiința că Ioan vrăjitorul a izgonit pe el din casă cu farmecele și nu poate să se întoarcă până ce nu va pierde pe Ioan. Iar Miron, citind scrisoarea, a alergat la ginerele său Igemonul, spunându-i ceea ce se făcuse, iar Igemonul, prizând pe Ioan, voia să-l dea pe el la mâncarea fiarelor. Ioan l-a rugat însă pe Igemon să îngăduiască puțin și să-i dea voie să trimită el pe ucenicul său la Apolonid, făgăduindu-se că îl va întoarce acasă. Iar Igemonul n-a oprit să fie trimis ucenicul, dar pe Ioan, legându-l cu două lanțuri, l-a aruncat în temniță. Și s-a dus prohor la Apolonit cu scrisoarea lui Ioan, în care era scris așa Ioan, apostolul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iscoditorului Duh acelui a ce petrece în Apolonit, îi poruncesc În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să ieși din zidirea lui Dumnezeu și să nu mai intri în trânsa niciodată ce afară din insula aceasta singur să fii, în locuri fără de apă, iar nu într-oameni Când a ajuns prohor cu scrisoarea aceasta la Apolonit, îndată a ieșit din trânsul dracul iar Apolonid și-a venit în fire și ca din somn deșteptându-se, a plecat cu prohor întorcându-se în cetatea sa. Dar nu a mers îndată acasă, ci a lergat mai întâi la Ioan în temniță și căzând la picioarele lui, îi dădea mulțumită pentru că l-a slobozit de duhul cel necurat. Și înștiințându-se părinții, frații și rudeniile de întoarcerea lui Apolonid, s-au adunat toți și s-au bucurat și l-au scos pe Ioan din lanțuri și din închisoare. Apoi Apolonid a spus despre sine, iată, Mulți ani sunt de când mă odihneam pe patul meu cuprins de un somn greu și un om, de-a stânga patului stând, m-a scuturat și m-a deșteptat. Era mai negru decât trunchi pârlit și putred și ochii lui ardeau ca luminile și m-am cutremurat de frică. Iar el a zis către mine, Deschideți gura ta!" Și am deschis-o și a intrat în gura mea și am umplut pântecele meu și din ceasul acela cunoștință mi-a făcut mie și la bine și la rău și pentru toate cele ce se făceau în casă. Iar când a intrat apostolul lui Hristos în casa noastră, atunci mi-a zis cel ce ședea în mine, Să fugi de aici, Apolonide, ca să nu mor rău, că acest om este vrăjitor și are să te omoare pe tine. Și în data am ieșit și am fugit în altă cetate, iar când am vrut să mă întorc, nu mă lăsa zicându-mi, De nu va muri Ioan, tu nu vei putea să trăiești în casa ta. Venind prohor în cetatea în care eram, dacă l-am văzut pe el, îndată necuratul Duh a ieșit din mine cu același chip cu care a intrat întâi în pântecele meu și m-am ușurat de multă greutate, mintea mea s-a îndreptat și m-am făcut sănătos. Auzind acestea, toți au căzut în fața lui Ioan, iar el, deschizându-și gura sa, i-a învățat pe ei credința cea într Domnul nostru Isus Hristos. Și au crezut Miron cu femeia și cu fiii săi și s-au botezat și s-au făcut bucurie mare în casa lui. Iar mai pe urmă și femeia Egemonului, Hrisipia, fica lui Miron, a primit Sfântul Botez cu fiul său și cu toate slujile sale. Iar după dânsa la Vrentie, bărbatul ei, guvernatorul acelei insule s-a botezat și și-a lepădat stăpânirea sa ca să slujească lui Dumnezeu mai cu libertate. Și au petrecut Ioan cu Prohor în casa lui Miron trei ani, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu. Și multe semne și minuni au făcut acolo cu puterea lui Isus Hristos. Bolnavii au tămăduit și dracii i-au gonit, au răsturnat la pământ numai cu cuvântul capiștea lui Apollo, cu toți idolii și pe mulți aducând la credință i-au botezat. Era în părțile acelea un vrăjitor, anume Kinops petrecând în loc pustiu și spătuindu-se cu necuratele duhuri ani îndelungați. Oamenii din insulă îl aveau toți pe acela ca pe un zeu pentru nălucirile care se făceau de dânsul, iar jerpitorii lui Apollo, mânindu-se foarte împotriva lui Ioan pentru risipirea capiștei lui Apollo și pentru că i-a întors pe toți oamenii la credința sa, învățându-i în numele lui Isus Hristos, s-au dus la Chinops și s-au jeluit înaintea lui împotriva apostolului lui Hristos, rugându-l pe el să izbândească necinstirea idolilor lor dar Chinops nu a vrut să meargă în cetate, fiindcă de mulți ani petrecea în locul acela neeșind, ce mai mult primind cetățenii care mergeau la dânsul. Însă le-a făgăduit că o să trimită un duh viclean în casa lui Miron ca să ia sufletul lui Ioan și să-l dea pe judecății cele veșnice. Deci a doua zi a trimis la Ioan pe un mai mare din vicleanele duhuri, poruncindu-i să aducă la dânsul sufletul lui. Diavolul, mergând în casa lui Miron, a stat la locul unde era Ioan. Acesta însă, știind de acel diavol, i-a zis, îți un ție, în numele lui Hristos, să nu ieși din locul acesta până nu îmi vei spune pentru ce pricină ai venit aici la mine. Diavolul însă stătea legat de cuvântul lui Ioan, zicând către dânsul. Jertfitorii lui Apollo a mers la Chinops și s-a rugat lui ca să meargă în cetate și să aducă asupra ta moarte și n-a vrut zicând. De mulți se în locul acesta neieșin și acum oare să mă ostenesc pentru acel om ce este prost și de nimic? Ci merge și vă vedeți de treabă în calea voastră iar de dimineață îi voi trimite un înger al meu, care va lua sufletul lui și îl va aduce la mine, și eu îl voi da pe el judecății celei veșnice, a zis Ioan către diavolul acela. Te-a mai trimis pe tine vreodată undeva ca să iei suflet omenesc și să-l aduci la dânsul? Și a zis diavolul, am fost trimis de-am omorât, dar suflet n-am luat. Iar Ioan zise, dar pentru ce l-ascultați pe el? Și diavolul zise, toată puterea satanei este într-un dânsul și are învoiere cu boierii noștri și noi cu dânsul suntem și Chinops ne ascultă pe noi și noi pe el. Apoi a zis Ioan, eu, apostolul lui Iisus Hristos, îți poruncesc ție, Duhul Epiclean, să nu mai intri în locuințele omenești, nici să te mai întorci la Chinops, ci să ieși și să te muncești afară din insula aceasta. Și în a ieșit diavolul din insulă. Chinops, văzând că nu se mai întoarce Duhul, a trimis pe altul, dar și acela a pătimit tot așa. Apoi pe alți doi din mai mari întunericului, a trimis și a poruncit ca unul să intre la Ioan iar altul să stea afară, se i aducă răspuns lui. Intrând un diavol la Ioan, au pătimit aceleași ca și cei ce au mers mai întâi, iar celălalt diavol care stătea afară, văzând nevoia tovarășului său, a fugit la Kinops și a spus ceea ce se făcuse. Kinops s a umplut de mânie pentru aceasta, și elun toată mulțimea diavolească a mers în cetate și s-a bucurat toată cetatea, văzând pe Kinops și toți, mergând, îi se închinau lui. Aflând pe Ioan că învață poporul, s-au umplut de multă mânie și a zis către popor. Oameni orbi, de ce ați rătăcit din calea adevărului? Ascultați-mă pe mine! De este drept Ioan și de sunt drepte cele grăite de dânsul să vorbească cu mine și să facă aceleași bine care le voi face eu. Și veți vedea cine din noi este mai mare, Ioan sau eu. De va fi el mai mare decât mine, voi crede și eu cele grăite și făcute de dânsul. Și luând chinops pe un tânăr, i-a zis lui, Tinere, este viu tatăl tău. Iar el i-a răspuns, a murit. Și a zis chinops, cu ce moarte a murit? Acela a zis, "Corabia a fost și, spărgându-se corabia, s-a anecat în mare. Și a zis Chinops către Ioan, Acum să-ți arăți, Ioane, puterea ta, ca să credem cele zise de tine, să pui pe tată viu înaintea fiului său. Și a zis Ioan, Nu m-a trimis pe mine Hristos ca să ridic pe cei morți din mare, ci pe oamenii cei amăgi să-i învăț. Și a zis kinops tuturor oamenilor, Măcar acum să mă credeți pe mine, că Ioan este înșelător și vă amăgește pe voi. Prindeți-l pe el și-l țineți până ce voi aduce pe tatăl tânărului viu. Și ținură pe Ioan. Chinup se-a întins mâinile și a lovit cu ele și a făcut plesnet în mare și toți temându-se s-a făcut nevăzut de la ochii lor. Și toți s-au ridicat glasurile lor zicând, Mare ești, Chinopse! Și de năpras mai ieșit Chinops din mare, ținând precum a zis pe tatăl tânărului și toți se mirau. Și a zis Kinops: Oare acesta este tatăl tău? A zis tânărul, Așa, Doamne! Și s-au închinat toți lui Kinops și popoarele căutau să ucidă pe Ioan, dar i-a oprit pe ei chinop zicându-le, când veți vedea mai mari decât aceasta, atunci să fie chinuit. Și chemând pe un alt om, i-a zis lui, Dar tu ai avut fiu? Da, doamne, dar din zaviste el a ucis cineva. Și în a striga Chinops, chemând pe nume pe ucigaș și pe cel ucis, și amândoi au stat de față. Și a zis Chinops acelui om, Oare acesta este fiul tău? Și a zis omul, Da, doamne. Și a zis Chinops lui Ioan, Ce te minunezi, Ioane, și a zis Ioan: Eu de aceasta nu mă minunez. Și a zis Kinops: Mai mare decât acesta vei vedea, și atunci te vei minuna, și nu vei muri până ce nu te voi înfricoșa cu semnele. Și a zis Ioan lui Chinops, Semnele tale de grabă se vor strica. Iar mulțimea, auzind un cuvânt ca acesta, s-a repezit asupra lui Ioan și l-a bătut foarte mult până când a crezut că este mort. Și a zis Kinops către popor: Lăsați-l îngropat ca să-l mănânce păsările cerului. Și se duseră toți de la acel loc. Bucurându-se cu Kinops. Iar după aceasta, auzind Kinops că Ioan învață la locul ce se numea aruncare de pietre, a chemat pe un diavol cu care făcea vrăj. Și mergând la locul acela, a zis lui Ioan: Gândesc că mai multă rușine și înfrânare să-ți ție și pentru aceasta te-am lăsat viu. Să vii însă la nisipul mării și vei vedea puterea mea și te vei rușina. Și urma după dânsul acei trei diavoli, de care se părea poporului că Kinops i-a înviat din morți și lovind tare cu plezne mâinile sale, s-a afundat și de la ochii tuturor s-a făcut nevăzut. Iar mulțimea a strigat, Mare ești chinopse și nu este altul mai mare decât tine. Iar Ioana a poruncit diavolilor, celor ce purtau chip omenesc, să nu se ducă de la dânsul și s-a rugat Domnului ca să nu se socotească într cei vii și așa a fost. Pentru că deodată s-a tulburat marea și fierbea cu valurile și n-a mai ieșit chinoți din mare, ce a rămas acolo în adâncul mării, precum faraon cel de demult, afundându-se ticălosul, iar diavolilor acelora pe care îi socotea poporul că sunt oameni scolați din morți, le-a zis Ioan, într-un numele lui Iisus Hristos celui răstignit și a treia zi în să ieșiți din insula aceasta. Și îndată s-au făcut nevăzuți, iar poporul stăruia, așteptând pe chinops trei zile și trei nopți pe nisip, până când de foame și de sete și de arșița soarelui cei mai mulți din trunchi au slăbit și zăcea fără de glas, dintre care trei copii au murit iar pe oamenii aceia, miluindu-i Ioan și rugându-se pentru mântuirea lor și vorbindu-le mult despre credință, le-a înviat copiii, le-a tămăduit neputincioșii și toți aprinzându-se într la Domnul, s-au botezat și s-au dus la casele lor, slăbind pe Hristos. Iar Ioan a mers în casa lui Miron și vorbind adeseori la popor, îi învăța în numele lui Isus Hristos. Odată a găsit lângă cale un om bolnav zăcând cu priz de ferbânțeală și l-a tămăduit cu semnul crucii. Acest lucru, văzându-l un iudeu, anume Filon, care se întreba cu dânsul din scriptură, a poftit pe Ioan în casa sa. Și femeia lui, care era leproasă, a căzut la apostol și îndată-s-a tămăduit de lepră și a crezut în Hristos. Atunci și Iudeul însuși a crezut și a primit sfântul botez în casa sa. După aceasta Sfântul lui Ioan a ieșit la târg și s-a adunat la dânsul popor ca să asculte din gura lui învățătura cea mântuitoare. Apoi au venit și jertfitorii idolești, dintre care unul, ispitindu-l pe Sfântul, a zis: Învățătorule, am un fiu loc de amândouă picioarele. Mă rog ție să-l tămăduiești pe el și de vei tămădui, voi crede și eu în Dumnezeul pe care tu îl propăvăduiești. Iar Sfântul a zis către dânsul, Pentru ce îi așa pe Dumnezeu, care va arăta aievea vicleșugul inimii inimitale? Zicând acestea, Ioan l-a trimis la fiul lui cu aceste cuvinte. În numele lui Hristos, Dumnezeul meu, scoală-te și vină la mine. Iar el, sculându-se, îndată a venit la Sfântul Sănătos. Tatălui însă, pentru acea ispitire, a ologit în acel ceas de amândouă picioarele și a căzut la pământ cu cumplită durere și strigarul gând pe Sfântul. Miluiește-mă, Sfintea lui Dumnezeu, și mă tămăduiește cu numele lui Hristos Dumnezeul tău. Cred că nu este alt Dumnezeu afară de el. Deci, milostivindu-se, Sfântul a făcut pe jertfitor sănătos și învățându-l credința, l-a botezat în numele lui Isus Hristos. A doua zi, Ioan a mers la un loc unde zăcea un om care avea neputința udului și care nu se sculase de pe patul său 17 ani. Pe acesta apostolul l-a tămăduit cu cuvântul și l-a luminat cu sfântul botez. Apoi, în acea zi, a trimis la Ioan antipatul care se dusese la Lavrentie, ginerele lui Miron, rugându-l foarte mult să vină în casa lui, căci femeia lui, fiind însărcinată, îi venise ceasul nașterii și suferea cumplit neputând să nască. Sfântul a mers de grab și numai cât a și cu piciorul pe pragul casei, îndată femeia a născut și i s-a ușurat durerea. Văzând aceasta, antipatul a crezut în Hristos cu întreaga casa sa. Petrecând Ioan acolo trei ani, s-a dus în altă cetate care era la 50 de stadii de părtare, în care locuitorii erau întunecați cu întunericul închinării la idoli. Intrând el acolo, a văzut pe popor făcând prasnic idolilor și pe niște tineri legați și a întrebat pe unul din cei ce stăteau acolo. Pentru ce sunt legați tinerii aceștia? Omul acela i-a răspuns. Avem pe marele zeu lup, căruia acum îi săvârșim prasnicul deci aceluia or să-i se junghe tineri aceștia spre jerfă. Ioan a rugat pe omul acela ca să-i arate și lui pe acel zeu al său. Iar el a zis, De vrei să-l vezi pe el, să aștepți până la al patrulea ceas din zi și vei vedea jerfitorii cu poporul mergând la locul unde se arată zeul. Vei merge și tu cu dânsii și vei vedea pe zeul lup. Iar Ioan a zis, Te văd pe tine om bun, iar eu sunt nou venit aici. Mă rog ție, ca tu însu să mă duci îndată la acel loc, că căci doresc foarte mult să văd pe zeul vostru, și de mi-l vei arăta, îți voi da un mărgăritar de mare preț. El, luând pe Ioan, l-a dus și i -a arătat un loc de luncă noroios și plin de apă și i-a zis, De aici este lupul, zeul nostru, și se arată la popor. Ioan aștepta de ceșirea acelui zeu și, iată, aproape de-al patrulea ceas din zi, s-a arătat diavolul în chip de lup prea mare, ieșind din apă, pe care Sfântul Ioan, legându-l cu numele lui Hristos, l-a întrebat, De cât se locuiești aici? Diavolul i-a răspuns, De șaptezeci de ani, iar apostolul lui Hristos a zis, Îți poruncesc ție, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să ieși din insula aceasta și să nu mai vii niciodată aici. Și îndată diavolul s-a stins. Omul acela, văzând ceea ce se făcuse, s-a spăimântat și a căzut la picioarele Sfântului. Iar el l-a învățat pe dânsul Sfânta Credință și i-a zis, Iată, îți dau mărgăritarul pe care ți l-am făgăduit. În acea vreme, jerfitorii, având cuțite în mâini, au ajuns la locul acela cu tineri cei legați și popor mult cu dânsii, așteptând ieșirea lupului, vrând să-i junghe pe tineri spre mâncarea lui. Dar după ce au așteptat mult, neputând să mai îngăduiască, Ioan s-a apropiat de dânsi și i-a rugat zicând, Deslegați pe tinerii cei nevinovați, că iată nu mai este lupul, zeul vostru. Acesta era diavol, pentru că puterea lui Iisus Hristos l-a biruit și l-a alungat. Ei, auzind că a lupul, s-au înfricoșat și așteptând mult pe zeul lor și neaflându-l, au deslegat pe tineri și i-au lăsat slobos și sănătoși. Atunci Sfântul a început ale propovădui pe Hristos și a le arătat greșeala lor, din care mulți, crezând, s-au botezat. Era în acea cetate o baie în care, spălându-se, fiul jervitorului lui Zeus a fost sugrumat de diavolul cel ce petrecea acolo. Auzind aceasta tatălui, a alergat cu mare plângere la sfântul, rugându-l să-l învieze pe fiul său, făgăduind să creadă în Hristos. Sfântul a mers cu dânsul și a înviat pe mor cu numele lui Hristos. A întrebat apoi pe tânăr care a fost pricina morții lui. El a răspuns, spălându-mă, a ieșit ceva negru din apă, m-a apucat și m-a sugrumat. De sfântul cunoscând că diavolul locuiește în baia aceea, l-a jurat pe el și l-a întrebat. Cine ești tu cel ce locuiește aici? Diavolul a răspuns. Eu sunt acela pe care tu, Nefes, m-ai izgonit din baie și stau aici de șase ani supărând poporul. Atunci sfântul a izgonit pe el și din hotarul acela. Văzând aceasta, jertfitorul a crezut în Hristos și s-a botezat cu fiul și cu toată casa sa. După aceasta a ieșit Ioan puțin la târg, unde s-a adunat lume din toată cetatea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și iată o femeie a căzut la picioarele lui, rugându-l cu lacrimi să-l tămăduiască pe fiul ei îndrăcit, pentru care își cheltuise mai toată averea la doctori. Sfântul a poruncit să-l aducă la dânsul și, cum au spus îndrăcitului trimis și că îl cheamă Ioan, îndată a ieșit diavolul din trânsul și tânărul, venind sănătos la sfântul, a crezut în Hristos și s-a botezat cu maica sa. În aceeași cetat era o capiște vestită a idolului Dionisie, pe care închinătorii de idoli îl numeau Tată Slobot. La praznicul acestuia, adunându-se acolo bărbați și femei, dănțuiau cu mâncăruri și cu băuturi și îmbătându-se, făceau fără de legi mari în cinstea spurcatului idol. Acolo, mergând Ioan în vremea praznicului lor, îi mustra pentru spurcata lor sărbătoare, iar jerfitorii, care erau foarte mulți, prinzându-l pe el, l-au bătut și tregându-l afară, l-au lăsat lega și s-au întors iar la dănțuirile lor. Apoi Sfântul Ioan s-a rugat lui Dumnezeu ca să nu le mai rabde lor o fără de lege ca aceea, și dată capiștea a căzut din temelie și a ucis pe toți jerfitorii. Iar ceilalți, tremurând, dezlegară pe sfântul și rugau pe el să nu-i piardă și pe dâns și cu ceilalți. În aceeași cetate era un vrăjitor vestit pe nume Nuchian. Acesta, înștiințându-se de căderea capiștei și de pierderea jerfitorilor, s-a mâniat foarte și venind la sfântul Ioan i-a zis Nu ai făcut bine că ai stricat capiștea lui Dionisie și ai pierdut pe jerfitorii lui, căci tot poporul se mânie foarte împotriva ta pentru aceasta. Deci, rog mă ție ca să-i învii pe ei, precum ai învia și pe fiul jertfitorului în baie, și o voi crede în Dumnezeul tău. Răspunsa Sfântul, pricina pierzării lor le-a fost fără de legea lor. Pentru aceea nu sunt vrednici ca să viețuiască aici, ci să se muncească în iad. Răspunsa Nuchian, de nu poți tu să-i învii, iată eu, cu numele idolilor mei, voi face să învie credincioșii zeilor și capiștea o voi alcătui întreagă. Dar atunci nici tu nu vei scăpa de moarte. Acestea zicând, se despărțiră. Ioan s-a dus să învețe poporul, iar Nuchian s-a dus la locul capiștei ce căzuse și a înconjurat-o pe ea vrăjind. Și a făcut aceasta că stătură 12 diavoli în chipul jerpitorilor celor uciși, cărora le-a poruncit să meargă după dânsul și să ucidă pe Ioan. Și ziseră diavoli: noi nu numai aluci ucide nu putem, ci nici a ne arăta la locul unde este el. Iar de vrei să moară Ioan, mergi și adu aici poporul, ca văzându-ne pe noi să se mune asupra lui Ioan și să-l pierdă pe el. Ducându-se, Nuchian a aflat mult popor ascultând învățătura Sfântului Ioan, apoi cu mare glas a strigat. O, nepricepuților, pentru ce v-ați dat pe voi să vă amăgească străinul acesta care a pierdut capiștea voastră împreună cu jerfitorii? Dacă îi veți da lui luarea minte, o să vă piardă. Veniți cu mine și veți vedea pe jerfitorii voștri pe care eu i-am înviat. Încă și capiștea voastră ce-a risipită, înaintea ochilor voștri o voi ridica, lucru pe care Ioan nu poate să-l facă, iar ei, fără de minte fiind au lăsat pe Ioan și cu toții au mers după dânsul. Sfântul însă, pe altă cale, a ajuns cu prohor înaintea lor acolo unde diavolul aceea era un chip de jerpitori în viață. Deci, văzând diavolul pe Ioan, în data au pierit și iată Nuchian a venit cu poporul. Și fiindcă n-au aflat pe diavol, s-au supărat foarte și Nuchian a început iarăși a înconjura capiștea cea risipită, vrăjind și chemându-i pe dânsii, dar nimic n-a izbutit. Apoi a înserat și, mânându se poporul, voia să o ucidă pe Nuchian pentru că i-a și a străinat de sfântul. Iar alții au zis, luându -l, să -l ducem pe el la Ioan și ce ne va zice nouă, aceea să-i facem. Auzind aceasta, Sfântul a păcat pe aceeași cale înaintea lor și a ajuns primul la locul acela unde poporul, aducând pe Nuchian înaintea Sfântului, a zis, Acesta măcitor și vrăjmaș al tău a gândit să te piardă. Ce să-i facem? Sfântul le-a zis, să-i dați drumul ca să se pocăiască. A doua zi Ioan învăța iar poporul să creadă în Hristos și mulți dintre dânsii crezând se rugau ca să se boteze de Ioan. Dar când Ioan i-a dus la râu, Nuchian a prefăcut cu farme cele sale apa în sânge. Sfântul a orbit cu rugăciunea pe Nuchian și făcând apa iar curată, a botezat în trânsa pe toți cei ce au crezut. Cu aceasta biruindu-se, Nuchian și-a venit în simțire și căindu-se cu adevărat, a rugat pe apostol să fie milostiv lui. Iar sfântul, văzându-i pocăința lui, l-a învățat din destul și l-a botezat și în data a văzut și a dus pe Ioan în casa sa, în care, când a intrat Ioan, deodată toți idoli au căzut și s-au sfărmat ca praful. Această minune, văzând-o casnicii lui, s-au înfricoșat și, crezând, s-au botezat cu toții. Era o femeie văduvă în cetatea aceea, bogată și frumoasă, anume Procliana. Aceasta, având un fiu frumos la vedere, cu numele Sosii s-a prins prin diavolească lucrarea asupra lui și se sârguia cu totul să-l tragă pe el la ei fără de lege. Dar fiul ei, priceput fiind și urându-o pe ea pentru nebunia aceea, a fugit de dânsa și a mers la locul unde Sfântul Ioan învăța atunci și asculta cu dulceață cuvintele apostolului. Iar Ioan cu Duhul Sfânt, pe toate cele de dânsul gândite văzându-le, l-a luat deoparte și l învăța să-și cinstească mama, numai să nu o asculte la lucrul cel neiertat de lege, nici să spună cuiva de aceasta, ci să acopere greșeala mamei sale. Dar sosii patru n-a vrut să se întoarcă în casa mamei sale, cu toate că a patra zi, aflându-l procliana, l-a apucat de haină și trăgea cu sila acasă. La acest țipăt a susit antipatul, care nu demult venise în cetatea aceea și a întrebat pentru ce femeia trage așa pe acel tânăr. Iar mama, ascuzându-și gândul său cel fără de lege, a aruncat clevetirea supra fiului, cum că ar fi vrut să-i facă ei silă și își rupea părul său cu plângere răgnind. Acestea auzindu-le, antipatul a crezut minciuna ei și a judecat pe nevinovatul sosii patru, osândindu-l să-l coasă într-un sac de piele cu cumplite jvine și vine și să-l arunce în mare. Înștiințându-se de aceasta, Ioan a mers la antipat, unde a dat pe față nedreapta judecată și l-a mustrat că a osândit la moarte pe nevinovatul tânăr, cercetând bine pricina. Iar Procliana a grăit și asupra Sfântului cum că acesta măgitor a învățat pe fiul ei la această răutate. Auzind aceasta, antipatul a poruncit ca în acela sac să-i coasă și pe Sfântul Apostol și pe Sosipatru, împreună cu felurite și vine și să-i nece. Iar Sfântul s-a rugat și îndată s-a cutremurat pământul. Și mâna antipatului, aceea cu care a arătat asupra Sfântului, s-a uscat. Iar Proclianei i s-au uscat amândouă mâinile și ochii i s-au întors. Văzând acestea, judecătorul s-a spăimântat foarte tare și toți cei ce erau acolo au căzut la pământ de frică și a rugat pe Ioan să miluiască pe el și să-i tămăduiască mâna cea uscată. Iar Ioan, învățându-l despre dreapta judecată și despre credința cea în Hristos, l-a tămăduit și l-a botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și așa s-a mântuit de ispită și de moarte nevinovatul Sosi patru, iar judecătorul l a cunoscut pe adevăratul Dumnezeu. De frica aceea, Proclian a fugit la casa sa, având asupra sa pedepsirea lui Dumnezeu iar apostolul și cu sosii patru au mers împreună la casa ei. Însă sosii patru nu vrea să meargă la mama sa, dar Ioan îl învăța să nu fie rău, încredințându-l că de acum nu va mai auzi de la mama sa nicio fără de rege pentru că s-a înțelepțit care lucru s-a și întâmplat. Când au intrat în casa ei apostolul cu sosii patru, Proclian a căzut îndată la picioarele apostolului, măturisindu se cu plângere și căindu-se de toate greșelile. Și tămăduindu-o de durere și învățându l la credință și la curăție, apostolul a botezat-o cu toată casa ei. Și așa înțelepțindu-se, Procliana și-a petrecut zilele sale în mare pocăință. În acea vreme a fost ucis împăratul Domitian, iar după dânsul a luat scaunul Romei Nerva, om foarte bun. Acesta a eliberat pe toți cei ce erau sub pedepse. Atunci Ioan, eliberindu se din surghiun, a socotit deocamdată să se întoarcă la Efes, căci aproape tot poporul ce era în Patmos îl întorsese la Hristos. Înștiințindu-se creștinii din Patmos de un așa gând, l-au rugat să nu-i părăsească pentru totdeauna. Apoi, dacă Sfântul n vrut să rămână cu dânsii, ci a dorit să se întoarcă la Efes, atunci l-au rugat ca măcar Evanghelia pe care a scris-o acolo să le-o lase lor într-o pomenire a învățăturii sale. Căci odinioară, poruncind post pentru toți, au luat cu sine pe ucenicul său Prohor și a ieșit din cetate ca la cinci stadii și s-a suit într-un munte înalt unde trei zile a petrecut în rugăciune. Iar după acele trei zile s-a făcut tunet mare și fulgere și s-a cutremurat muntele, iar Prohor a căzut la pământ de frică. Ioan, întrucându-se la dânsul, l-a ridicat și l-a pus de-a dreapta sa și a zis, să scrii cele ce vei auzi din gura mea. Și iar ridicându-și ochii spre cer, s-a rugat și după rugăciunea a început a grei. La început era cuvântul și celelalte. Iar ucenicul, cu luarea minte, a scris toate cele ce a auzit din gura lui. Și a scris Sfânta Evanghelie pe care, pogărându-se din munte, a poruncit lui Prohor să o prescrie și a vrut ca cea prescrisă să o lase creștinilor în Patmos după rugăciunea lor, iar pe cea din tâi să o țină la sine. În aceeași insulă a scris Sfântul Ioan cu mâna sa și Apocalipsa. Pentru că, postind în munte câteva zile, a văzut negrăitele descoperiri ale lui Dumnezeu și prin scrisoarele a dat pe acelea credincioșilor. Mai înainte de plecarea sa din insula aceea, a înconjurat cetățile și satele din prejur, întărind pe frații în credință. Și s-a întâmplat lui a fi într-un sat în care un jerfitor al lui Zeus, anume Euharis, avea un fiu orb care de mult dorea să vadă pe Ioan. Deci, auzind că Ioan a venit în satul lor, a alergat la dânsul rugându-l pe el ca, venind în casa lui, să-i temăduiască fiul. Iar Ioan, văzând că are să câștige suflete omenești, a mers în casa jertfitorului și a zis fiului celui orb, În numele Domnului meu Iisus Hristos, vezi! Și îndată a văzut. Auzind aceasta, Euharis a crezut în Hristos și s-a botezat cu fiul său. În toate cetățile acele insule, Sfântul Ioan a așezat bine Sfintele Biserici, punându-le lor episcop și preoți și învățându-i pe ei cu îndestulare i-a mulțumit pe toți și i-a întors la Efes. Și l-au petrecut pe el cu plângere și cu tânguire multă, nevrând să se lipsească de un soare ca acela care cu învățătura s-a luminat țara lor. Iar el, intrând în corabie, i-a binecuvântat pe toți și s-a dus. Apoi, ajungând el la Efes, l-au întâmpinat credincioșii cu negrăită bucurie, strigând și zicând, Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului și l-au primit cu cinste. Și aici petrecând, n-a încetat niciodată lucrul, învățând totdeauna poporul și povățuindu-l la calea mântuirii. Încă nu se cuvine a tăcea și pe aceasta pe care ne-o mărturisește Clement Alexandrinul. Odată, pe când umbla în Asia prin cetăți, apostolul a văzut un tânăr pornit din firea a face binele, pe care lundul l-a învățat și l-a botezat. Apoi, vând să se ducă de acolo în altă parte, la propovăduirea Evangheliei, înaintea tuturor a încredințat pe tânărul acela episcopului acelei cetăți ca să-l învețe pe el la tot lucrul bun iar episcopul, luând pe tânăr, l-a învățat pe el Sfânta Scriptură. Dar nu se îngrija de dânsul, așa precum îi era datoria, nici nu-i dădea o învățătură ca aceea care se cuvine tinerilor, ci l-a lăsat în voia lui, încât după puțină vreme a început tânărul a vețui rău, a se îmbăta și a fura. Apoi s-a apucat de tovărășie cu tâlharii, care, luându-l, au dus în pustie și suindu în munte, l-au făcut capitan al bandei lor și făceau război cu puterea la drumul mare. Iar după câteva vreme, întorcându-se Ioan, a venit în cetatea aceea și auzind de tânăr că s-a îndrădnicit și s-a făcut tâlhar, a zis către episcop, să-mi dai amanetul pe care ți l-am lăsat spre pază, ca în niște mâini credincioase. s a mai tânărul pe care înaintea tuturor ți l-am încredințat, ca să-l înveți frica lui Dumnezeu. Iar episcopul a zis cu plângere, a pierit tânărul, a murit cu sufletul, iar cu trupul face tâlhărie pe la drumuri. Iar Ioan a zis episcopului, oare așa se cădea ție să păzești sufletul fratelui tău? să-mi dai un cal și un om bun ca să mă ducă să-l cau pe acela pe care tu l-ai pierdut. Și plecând, când a susit Ioan la tâlhari, i-a rugat pe ei să-l ducă la capitanul lor. Și-l duseră. Iar văzând tânărul pe sfântul Ioan, s-a rușinat și, sculându-se, fugea în pustie. Dar Ioan, uitându-și bătrânețile sale, a după dânsul strigând. Întoarce-te, fiul meu, la părintele tău! Și nu te deznădăjdui de greșeala ta! Primesc eu păcatele tale asupra mea! De stai și mă așteaptă, că Domnul m-a trimis la tine, Apoi, întorcându-se tânărul, cu cutremur și cu rușine mare, a căzut la picioarele sfântului, neîndrăznind a căuta la fața lui. Iar Ioan, arătându-i părintească dragoste, l-a coprins pe el sărutându-l și lundul l a dus cu bucurie în cetate, ce a aflat oaia cea pierdută. Apoi l-a învățat pe el mult, povățindu l la pocăință, în care, bine ostenindu-se tânărul, a plăcut lui Dumnezeu. Și câștigând iertare de greșelile sale, s-a mutat cu pace la Domnul. În aceeași vreme era un creștin care ajunsese în mare sărăcie, și neavând cu ce să-și plătească datoriile sale, s-a hotărât din prea mare desnădejde să se sinucidă, rugând pe un fermecător evreu să-i dea să bea ceva de moarte. Acela, ca un vrășmaș al creștinilor și prieten al diavolilor, i-a dat acea băutură aducătoare de moarte. Iar creștinul, luând de la dânsul o travă purtătoare de moarte, a mers la casa lui, dar stătea la îndoială și se temea, neștiind ce să facă. Mai pe urmă, însemnând cu cruce paharul, l-a băut, dar nimic nu s-a vătămat de dânsul pentru că semnul crucii a luat din pahară toată o travă. Atunci se mira mult în sine că este sănătos și nu simte nicio durere. Însă, neputând suferi supărările de la datornici, iar a mers la evreul acela ca să-i dea o travă și mai puternică și Lundo a mers la casa lui. Gândindu-se mult, iar a făcut semnul Sfintei Cruce asupra paharului acelui și l-a băut, dar nimic n-a pătimit. Și iar a alergat la evreu, arătându-i se lui sănătos și ocărându-l că este neiscusit în meșteșugul său. Iar evreul cutremurându-se, l-a întrebat ce făcea când o bea. El îi zise, nimic altceva decât numai cu sfânta cruce am însemnat paharul. Atunci evreul a cunoscut că puterea sfintei Crucea lungă moartea, însă, vrând să afle adevărul, a dat din aceeași o treabă unui câine și bândinea din ea, îndată a murit înaintea lui. Văzând aceasta, evreul a alergat la apostolul cu acel creștin, spunându-i cele ce li s-a întâmplat lor. Sfântul l-a învățat pe evreu să creadă în Hristos și l-a botezat, iar creștinului celui sărac i-a poruncit să aducă o sarcină de fân pe care apostolul l-a prefecut un aur cu semnul crucii și cu rugăciunea, poruncindu-i ca din acel aur să-și plătească datoriile sale la cămătar, iar cu restul să-și hrănească pe cei ai casei lui. Apoi s-a dus apostolul la Efes și petrecea în casa lui Domnos, unde a adus o mare mulțime la Hristos și a făcut nenumărate minuni. Împlinindu-se toți anii lui 200 și câțiva, a ieșit din casa lui Domnos cu cei șapte ucenici ai săi și, mergând la un loc cu oarecare, le-a poruncit să șadă acolo și era spre ziua, iar el, ducându-se ca la o aruncătură de piatră, s-a rugat. După aceea, săpând ucenici un mormânt în chibul crucii de lungimea staturii sale, precum le-a poruncit, a zis lui Prohor să meargă la Ierusalim și acolo să petreacă până la sfârșitul său. Învățându-și ucenicii și sărutându-i le-a zis, trăgând pământul, mama mea, acoperiți-mă. Și l-au sărutat ucenicii, acoperindu-l până la genunchi, iar el sărutându-i pe ei, l-au acoperit până la grumași și-au pus pe fața lui o basma și așa l-au sărutat, plângând foarte tare, apoi l-au acoperit cu totul. Auzind de aceasta, frații din cetate au venit și, dezgropând mormântul, n-au aflat nimic. Plânsau foarte mult și rugându-se s-au întors în cetate. Apoi, în tot anul, din mormântul îi se arăta praf subțire în 8 zile ale lunii mai și tămăduiri bolnavilor se dau cu rugăciunea Sfântului Apostol Ioan spre cinstirea lui Dumnezeu, celui între ei lăudat în vecii vecilor. Amin.